Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu din Târgu Jiu va fi gazda unui spectacol susținut de actorii Teatrului de Păpuși din cadrul Școlii Populare de Artă. Așa că, cu mic cu mare, gorjenii sunt așteptați mâine la ora 12 la o piesă în premieră a Teatrului de Păpuși Pinocchio. Invităm toți copiii și, de ce nu, nu numai copiii, la premiera, o nouă premieră a Teatrului de Păpuși Profesioniști Pinocchio, mâine la ora 12. Este vorba de o piesă intitulată Povești cu Tic și Tac. La piesa de teatru pusă în scenă vor participa 6 actori. E o piesă pentru copii. Viorel Gârbaciu a început o chestie frumoasă pe actorii care mânuiau păpuși. I-a ajutat și i-a scos în fața paravanului, transformându-i în păpuși. Eu continui ceea ce a început Viorel. O piesă se cheamă Povești cu Tic și Tac, unde păpușile vorbesc. Piesa de teatru se va desfășura pe parcursul a 25 de minute, iar intrarea la această premieră este gratuită, spun organizatorii.